Profesorii afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au decis să înceapă protestele. Astfel, luni, sindicaliștii buzoieni din Învățământ au pichetat la ora prânzului în fața Prefecturii Buzău, la fel ca și colegilor din țară. Profesorii reclamă faptul că sporurile salariale se calculează prin raportare la salariile de bază de anul trecut, ceea ce conduce la obținerea unor venituri salariale mai mici decât ar trebui de fapt. Calculul incorrect al salariilor, în speță sporurile ne sunt calculate la salariul de încadrare din decembrie 2016, nu la în urma măririi, așa zise măriri, din ianuarie 2017, slaba finanțare a învățământului, deci avem sub 4% din PIB și asta atrage după sine și salariile care sunt și școlile care se găsesc în condițiile care se găsesc mai ales în mediul rural. Nu cerem nimic ceea ce nu ni se cuvine și într-adevăr ne vor ajuta și pe noi cât de cât să trăim tot la limita inferioară a decenței. După atâția ani de zile cu un salariu atât de mic, mi-e foarte greu. Stau și mă gândesc, mai rămân sau nu mai rămân? Și eu cred că învățământul are nevoie de oameni specializați. Și dacă doriți copiii dumneavoastră să fie pregătiți de oameni specializați, măriți-ne și nouă într-un fel sau altul salariile, dotați școlile, faceți programe și manuale adecvate copiilor, astfel încât copiii noștri să aibă de folosit și de câștigat din toată treaba asta, nu musai noi cadrele didactice. Această măsură de pichetare se înscrie în linia trasată ca urmare a întâlnirii de zilele trecute, la care au fost prezenți mai mulți sindicaliști, reprezentanți din toată țara. Profesorii se plâng că le este tot mai greu să facă față cheltuielilor zilnice, cu salariul pe care îl au în prezent. Este foarte greu să ne descurcăm cu salariul pe care îl avem. Sunt în învățământ, acesta este al 22-lea an. Foarte greu mi-am putut face un credit ca să pot să-mi iau o casă din banii mei. Foarte greu mi întrețin copilul, tot timpul trebuie să fac și altceva pe lângă acest serviciu și îmi neglijez copilul, îmi neglijez propria familie. E foarte greu. Este foarte greu. Imaginați-vă că am luat banii pe vacanță în iulie, o sumă colosală de vreo 40 ceva de milioane vechi. Și acum, când până la 1 octombrie trebuie făcute și planificări și date și teste inițiale și așa, noi trebuie să avem o rezervă de bani ca să facem aceste lucruri, să tragem la Xerox, să cumpărăm materiale, să așa. Ei, eu aș vrea să-l văd pe domnul ministru făcând exercițiul ăsta, să-și păstreze o rezervă din 40 de milioane pentru până la 10 octombrie, primindu-i pe ăștia 40 de milioane în iulie. E destul de greu, după la o lună la alta, cu investiții minime în câte ceva. Da. Mai ales acum că se anunță foarte multe scumpiri, cum o să faceți față? Nu știu, vedem, cum am făcut și până acum, că bănuiesc că prea multe nu o să obținem. În jurul orei 13, o delegație a sindicaliștilor a fost primită de prefectul județului Buzău, Carmen Ichim. Profesorii buzoieni vor ca, până la finele anului, guvernul să le plătească sumele aferente ca urmare a proceselor câștigate în instanță. A fost de acord cu revendicările noastre, înțelegând și cunoscând problemele de mai multă vreme, pentru că noi am mai avut acțiuni de acest fel, iar revendicările sunt cam aceleași de data la care am pichetat în urmă cu două luni jumate. Doamna prefect s-a angajat ca una din problemele specifice Buzăului, respectiv plata hotărârilor pe dobânzi, să o negocieze cu consiliile locale, respectiv cu domnii primari. Suma care ar urma să revină unui angajat din sistemul de învățământ ca urmare a proceselor câștigate în instanță de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ se apropie în medie de 5.000 de lei.